Bună ziua și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like sau share. Așa să facă toți prietenii noștri. Și acum nu stăm pe gânduri, pornim la treabă. Deci clasa a... A 10-a. Clasa a... A 4-a. Eu pe... Clasa a 4-a. Nu, ce? Știți ce? Am să vă vorbesc încă ceva despre albine. Fracții. Albine, nu, albine, oh. Altfel. O să mai zic și de copii, nu știu exercițe care le facem în clasele puțin mai mari? Da. Vreau să facem un pas spre ceea ce va însemna clasa a 5-a. Da. Deci ne pregătim ușor să intrăm cu un pas în clasa a 5-a. Sperăm să intrăm în, nu? Clasa a 5-a. Toți sperați. Așadar, vă spuneam că vorbim de fracția 1 pe 2. Ce înțelegeți voi în 1 pe 2? O jumătate dintr-un întreg. Dintr-o pâine, dintr-un număr, da? Este oare același lucru cu 2 pe 4? Da. Ca și cum ar fi fost două mere împărțite fiecare în două și am făcut 4 părți, nu? De fapt, a fost urmarea faptului că am înmulțit, am amplificat fracția asta cu 2. Da. Deci am înmulțit și numărătorul și numitorul cu 2. Da? Scriem chestia asta. Operații cu fracții. Hai să zicem așa. Da? Operații cu fracții. Operații cu fracții. Deci o doime este același lucru de parcă aș spune două pătrimi. Da? Da. Și două pătrimi sau o doime este același lucru cum aș spune 3 pe 6. Da. Și 4 pe 8. Și 4 pe 8. Și 4 pe 8. Și Ștefania, altă variantă, i-a zis 4 pe 8 că am mulțit cu 4 pe 1 pe 2. Și 4 ori 4, 4 ori 2, 8. Hai să mulțim cu 5. 5 ori 1, 5, 5 ori 2, 10. Ca și cum ar fi 5 pe 10 sau tot așa devine 6 pe 12. Sau 10 pe 20. Sau 10 pe 20. Deci ăsta de jos dublu, ăla de sus. Sau foarte bine, egal și cu 500 supra cât? 500 supra 1000. Dublu. Da, 1000. 1000, da? Și egal mai departe cu 275 supra cât? 500. 275. Dublu de 275. Ori 2. Ori 2, adică... 5 ori 5, 25. 5 ori 2, 10. Da. 5 ori 7, nu, 2 ori 7, 14 și 1, 15. 2 ori 2, 4 și 1, 5. 550. Pentru că 250 dublat fac 500 și 25 dublatul face 50. Deci 550. Deci eu l-am gândit pe 275, l-am scris ca fiind din două bucăți. Din 250 și 25. 250 dublat face 500 și 25 dublat fac 50 și 550 deodată, da? Ne învățăm să facem și operațiile astea în mintea noastră ca să avem viteza necesară, da? Și să ne putem... înțelege. Așadar, o doime este exact două pătrimi sau trei șesimi sau patru optimi și așa mai departe. Haideți să adunăm pe o doime plus cinci doimi. Fac șase doimi. Deci câtă vreme avem doimea, așa, atunci adunăm pur și simplu, punem pe 2 și 1 și cu 5 fac 6 doime. Zici foarte bine, Ștefania, 6 doime care înseamnă 3. Da? 3. Adică o jumătate de pâine și cu 5 împărțit la 2 fac 2 și jumătate. Da, 2 și jumătate fac, da? 2 și jumătate și cu jumătate fac 3. Da? 3 întregi. Așa. Este corect, cum am gândit. Dar dacă am să am copii așa de adunat, 1 pe 2 plus 3 pe 4. Știu eu. Cum facem? Știu eu. Zim. Amplificăm pe 1 pe 2 cu 4 și pe 3 pe 4 cu 2. Da, dar cred că mai cam te duci cam mult.
altă variantă? Da. Deci, mai... noi ce urmărim? Să avem același numitor, nu? Ștefania, acum a fost aici 2 și 2. Când avem același numitor, suntem fericiți. Da. Dar aici este 2 și 4. Să ajungem la același numitor. Să ajungem la același numitor, care ar fi numitorul comun? 4. Că 4 se împarte și la 2 și la 4. Amplificăm pe 1 pe 2 cu 2. Numai cu, pe 1 pe 2 cu 2. Da? Amplificăm pe 1 pe 2 cu 2, că am văzut că 1 pe 2 amplificat cu 2 se duce la 2 pe 4. Deci zicem egal mai departe, deci a scris așa, 1 pe 2 plus 3 pe 4, amplificăm cu 2 și este egal cu 2 pe 4, da? 2 pe 4 plus 3 pe 4, 2 pe 4 plus 3 pe 4 și ce fericiți suntem acum că avem... 5 pe 4. Face 5 pe 4 și a terminat problema. Deci visul nostru să ajungem la momentul când au același numitor. Ei, dar avem șmecheria asta, că putem amplifica fracția și numărător și numitor, să ajungem ca toate fracțiile să fie cu același numitor. Dacă ar fi așa, 1 pe 2 plus 3 pe 4 plus 5 supra 8. Cu cine este egalare? 1 pe 2 plus... Deci... Amplificăm cu 2 la... Amplificăm cu 2 la prima? La prima. Dar deodată aș vrea să amplific. Știu eu. Care cu 4. Cu 4, ca să fie 8, nu? Da. Deci amplificăm pe asta cu 4, foarte bine spus, Ștefania. Din coace, cu cât să amplificăm? Cu 2. Cu 2? Așa. Cu 2 ca să ajungem la 8, da? Și atunci va fi egal cu... Vorbește... Noemi? Egal cu 4 pe 8. 8. 4 pe 8. Plus 6 pe 8. 6 pe 8. Plus? Plus 5 pe 8. 5 pe 8. Gata! Visul nostru s-a împlinit. Peste tot este 8. Și acum ce fericiți suntem. Punem o singură dată numitorul 8. Da? Și sus zicem 4 și cu 6 și cu 5. 4 plus 6 plus 5. Vedeți? Câtă vreme avem același lucru, gata, am rezolvat problema, da? Și 4 plus 6, 10 și cu 5, 15, fac 15 pe 8. Asta este rezultatul. Deci pot aduna nu numai două fracții, se pot aduna și 3 și 4 și 7 fracții, da? Hai să zicem așa. Cât ar să fie oare 1 pe 2 plus 3 pe 4 minus 1 pe 8? Minus 1 pe 8. Da? Sau minus 3 pe 8, hai să zic. Minus 3 pe 8. Cât să fie? Cum facem? Tot la fel. Deci amplificăm cu 4, din coace cu 2 și aici cu nimic. Nu că la 8. Da. Dacă acolo în loc să facem adunare, facem scădere. Va fi scădere, cum spune aici în față. Deci punem pe 8, nu mai punem la fiecare, ci punem deodată, că am văzut că acolo ajunge. Punem numitorul comun 8. Și acum, 4 plus 2. 4 ori 1, 4, plus da. 2 ori 3, 6, minus 3, da, egal cu 10 minus 3, 10 minus 3, cât face? 7 pe 8. Deci răspunsul este 7 optim. Foarte important, știm să facem aceste lucruri, da? Dar cât ar să facă, să spun, 1 pe 2, plus 1 pe 2, plus 1 pe 2, plus 1 pe 2, plus 1 pe 2. Pur și simplu adunăm. Așa, toate au numitorul 2 și face 5 pe 2. 5 pe 2. A, de fapt, este de 5 ori câte 1 pe 2, nu? Deci mai pot să scriu că este egal de 5 ori 1 pe 2. Da. De 5 ori este 1 pe 2. Da? De o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori. De 5 ori, 1 pe 2. E foarte interesant. Dar lui 5 pot să-i spun că are numitorul 1. Pot să zic așa, nu? 5 poate să fie cu numitorul 5 împărțit la 1, tot 5 este, da? Și acum cât ne-a dat? 5 egal cu 5 ori 1 supra 1 ori 2. Și face 5 supra 2. 1 ori 2. 5 supra 2. Și cu asta am descoperit cum se înmulțesc două fracții. Două fracții se înmulțesc astfel. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Ăia e de sus între ei și este de jos între ei. Nu mai dați așa? Da! Deci am învățat, fără să ne dăm seama, am învățat și operația de înmulțire. Pentru că uitați cum e șmecheria. Deci
1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2, de 5 ori, nu? Da. Și am zis, și voi ați spus că fac 5 pe 2. Iar eu pe 5 am zis 5 ori 1, 5 ori 1 și la 2, 1 ori 2. Și atunci vine 5 pe 1 ori 1 pe 2 și cu asta am descoperit cum se mulțesc două fracții. 5 ori 1 și 1 ori 2. Dacă vă spun așa, cât face oare 3 pe 4 înmulțit cu 5 pe 7? Cine vă spune? 15 pe 28. Așa, 3 ori 5, 15. Și 4 ori 15 și 4 ori 7, 28. Deci, iată copii cum se mulțesc două fracții. Aia între ei, numărătorii între ei și numitorii între ei. Da? Notați. Pentru a aduna, pentru a aduna două sau mai multe fracții. A aduna sau a înmulți? A aduna, mai întâi, da? Pentru a aduna. Adică ce am făcut prima dată? Pentru a aduna două sau mai multe fracții, trebuie să le aducem la același numitor. Da? Trebuie să le aducem la același numitor. Noemi capul sus. Filmul nostru e plin de Noemi capul sus. Așa. Deci pentru a aduna două sau mai multe fracții, trebuie să le aducem la același numitor. Da? Am spus asta. Trebuie să le aducem. Așa s-a întâmplat Noemi, nu? Și Ștefania. 1 pe 2, 3 pe 4 și 3 pe 8 nu aveau același numitor. Și noi le-am adus la același numitor. Trebuie să le aducem la același numitor. Pentru a înmulți două fracții, nu, pentru a înmulți două fracții, înmulțim numărătorii între ei și numitorii între ei. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Foarte frumoasă chestia. Unde e mai greu un pic? Unde e mai greu? La înmulțire de fracții? Nu, cred că la adunare. Da. La adunare trebuie să găsim numitorul comun. Da, ăla. Da, da. Acolo e șmecheria tare. Până îl ghicim pe ăla. Da, interesant, nu? Interesant. După ce l-am găsit pe ăla la care se împarte exact, că de fapt noi căutăm... Eu cel mai mare număr, în cel mai mare număr. S-a întâmplat așa. Dar de acum, cine știe cum vor fi șmecheriile? Dar cert este că îl căutăm pe cel mai mare care se împarte exact. Să se împarte exact la toți numitorii. Că 8-ul ăsta s-o împărțit la 2 și la 4 și la 8. Cu 8 împărțit la 8 face 1. Deci noi căutăm numărul care să aibă calitatea de a se împărți la toți. Da? Bunoare. Dacă iau așa, 1 supra 6 plus 1 supra... Dar proful există, cum ați spus, de acum 1 supra 6 plus, să spunem, 1 supra 2 în paranteză ori 5 pe 2? Da. 1 supra 2 ori 5 pe 2? Tu asta mă întrebi, da? Se da. Poate așa? Da. 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 Că facem înmulțirea întâi, că e ca și la numere întregi. Da. Dar nu se face mai întâi adunarea? Nu! Păi ca și înainte. A, da, pardon. Păi ce? Când zice 2 plus 3 ori 4... Nu, asta dacă ce nu. Nu știi că se face 3 ori 4 întâi? Da, da. Așa și aici. Egal mai departe, că merg pe mâna ta. Egal cu 1 pe 6. 1 pe 6 plus... 5 pe 4. 5 pe 4. Da, 1 ori 5, 5. 2 ori 2, 4. Plus 5 pe 4. Ei, să vă văd acum cum le adunați pe astea două. Știu. Cum? Trebuie să facem cum am zis eu prima oară, nu? Așa să găsești cel mai mic număr care să fie deștept și să se împarte exact și la 6 și doi, la 4. 2. Știu eu, 2. Păi, da, 2-ul. Păi 2 le împarte, dar nu se împarte el. Deci 2 le împarte pe amândouă. 2 e un divizor la amândouă. Dar eu caut 6 ori 2 și ne dă 12, 4 ori 3 și ne dă 12. El să se împarte. Cine este acela care să se împarte exact? 1.
Mă, să se împartă, mă. Unul se împarte la 6? A, 12. Deci, 12. Deci noi căutăm pe cel mai mic, Ștefania, căutăm pe cel mai mic număr care să fie așa de deștept încât să se împarte exact și la 6 și la 4. Că 12 împărțit la 6 ne dă 12. Spuneam că ziceam 6 ori 2 și ne dă 12 și 4 ori 3 și da, am înțeles, deci, dar noi invers punem problema. A. Deci noi zicem cine ești tu? Cine ești tu acela? Încât să se împarte, să departe exact și la 6 și la 4. Și răspunsul este că 12 ar fi unul din ele. 12. E cel mai mic. Și 24 ar fi bun. Da. Și 36 ar fi bun. Adică un multiplu acesta. Și 24 când se face la 6 și la 4. Dar nu e cel mai mic. Noi căutăm pe cel mai mic și nu ne plac numerele mari. Da? Deci cel mai mic număr care se împarte exact și la 6 și la 4 este 12. Și 12 împărțit la 6, cu cât amplificăm aici? Cu? L-amplificăm? Nu-l simplificăm? Nu, nu, păi amplificăm. Amplificăm. Ca să vedem cu cât amplificăm, cu, ca să ajungem... Cu 2. Cu 2 și ne face cu cine? Cu 3. Cu 3, așa. Deci, cât devine 1 pe 6 dacă l-am amplificat cu 2? 2 ori 1, 2. Și 2 ori 6, 12. Deci devine cât aici? 2 pe 16. 2 pe 12. 12. Plus... Și cealaltă? 15 pe 12. 15 pe 12. 12. Da? Și acum au același numitor? Ce fericiți da. Suntem! 17 și răspunsul este 17 supra 12. Și termină de ghiștiu. 7 pe 12. Da? Deci mai vedem o dată. Sunt situații de acestea. Și el m-a provocat aici foarte frumos. Mi-a pus un ghiștiu în care să am și adunare și mulțire. Da, dar... Poți să vă dau un exercițiu? Bine, gata. Ia să vedem. Vrei să vin la tablă să mă provoci, așa da. Cum e ieșit eu? Ia să vedem. Dacă există, acum nu știu. Ia să vezi. Dacă se poate face acela, nu? Da. Deci nu numerele mari sunt importante, da, ci, da, da. Ci operația în sine, să vedem. Ia să vezi ce faci, îmi faci acolo. 1 pe 7. Să scrie la nimereală. La nimereală scrie, dar nu e mic. Să vedem dacă eu mă descurc. Mai am și eu, după. Da? Ia uite cine face acolo. Unde se pune? Da, se pune aici ori. Da, 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 acolo. Ori eu, dreptul e fracție. Dragilor, iată, nici n-am introdus prea bine operațiile și nici Vicky vine cu inițiativa asta lui frumoasă să propune ghiștiu. A, uite. Așa bine, așa. Așa. 2 pe 1? Da. Bun. Hai să vedem, să citim ce ne-a spus el aici. Deci. Paranteză pătrată. Avem o paranteză pătrată. Care se mulțește cu 2, da? Da. Toate se mulțește cu 2. 2 pe 1, care e 2. Da. Dar în interior are o paranteză rotundă, care trebuie să o executăm întâi. Da. Și în interiorul paranteze rotunde, sesizăm că avem o mulțire și prima adunare. Da. Deci trebuie să facem o mulțire. Și cum s-ar face mulțirea asta, Ștefania? Eu. Numărătorii între ei. Între ei și numitorii... Între ei, da. Deci ar face 7 ori 2, 14, supra 6 va fi aici, nu? Da. Deci egal, pornim. Știi, tu trebuie să mă ajuți să conducem ieșitul ăsta, egal mai departe. Aici am putea face adunarea asta? Da, da că nu da, ne deranjează, nu? Da. Și care ar fi numărul care se împarte și la 7 și la 2? Ca să se împarte exact și la 7 și la 2. Rămân 14. Că 14 se împarte și așa, adică 7 ori 2 ar veni, nu? Deci 14 ar fi. Facem așa un arculeț. Scriem din nou ieșițiu. Da? Te aștept să scrii. 1 pe 7 plus 3 pe 2 minus în paranteză 7 pe 2 ori 2 pe 3. Așa. Chine paranteza și tot în paranteză mulțit cu 2 pe 1.
Deci, Ștefania, spune acolo le-am, facem aici un 14, va fi numitorul, și 14 împărțit la 7 merge de 2 ori, și din coace la 14 împărțit la 2 de 7. Și atunci va fi egal cu o singură linie fracție. Ricky, te rog, Ricky, te rog să scrii și tu. Da? Deci, 14, numitorul comun, și 2 ori 1, Ștefania vorbește, 2 ori 1, 2, da, plus 3 ori 7, 21, plus 21, minus, și acum o să deschidem o paranteză, și acum ce o să avem în paranteza rotundă, ce operație am zis că facem întâi? 7 ori 2. Da, 7 ori 2 și 2 ori 3. Adică 14 deodată, 14 pe? 14 pe 6. Plus 3 pe 2. Totul într-o paranteză dreaptă de la început, înmulțit cu 2 pe 1. Se poate și cu împărțire? Sigur că da. Bine. Trebuie să pregătesc un exercițiu acolo. Deci, nu fac cu împărțire, nu? Nu facem deocamdată cu împărțire, că trebuie să arăt cum se face împărțirea. Și acum, 2 și cu 21 face 23. 3, deci vine 23 pe, 2, pe 14, minus. Și acum, în paranteza asta, trebuie să lucrăm cu adunarea. Care ar fi numitorul? Ce număr se împarte și la 6 și la 2? Și la 6 și la 2. Cred că chiar 6. 6 se împarte la 6 și face 1. Da. Și se împarte și la 2. Da? 6 este cel care e numitor comun. Și atunci pe prima o amplificăm cu 1 și nu mai punem. 6 împărțit la 2 înseamnă 3. Da. Și va fi egal cu 14, punem numitorul comun, 6, da? Iar sus aici punem 14, ori 1, 14, plus 3 ori 3, 9. Da? Plus 3 ori 3, 9. Și închidem paranteza dreaptă, ori 2 pe 1. Am făcut și eu una, doar că nu știu dacă se poate, n-am rezervat-o. Vedem odată. Și egal cu 23, Ștefania, vorbim 23 pe 14, minus, nu mai are rost să mai punem paranteza asta, nu? Asta a dispărut-o. Și 14 și cu 9, 23 pe 6. Și tot într-o paranteză rotundă, nu așa, că fosta dreaptă devine rotundă, înmulțit cu 2 pe 1 și egal cu... Acum. Care-i numitor? Cine-i cel mai mic număr? Acolo e 8, nu? 8, 2, 2, 2. Ori 2. Da, dar trebuie să facem paranteza asta și cu numărul cifru. Da, știu. Păi, stă să nu mai puțin. Cine numărul care se împarte exact și la 17, și la 14, și la 6? 22. Nu se împarte. Ai, cine-l găsește? L-ați găsit? Da. Da? Da. Vrei să vă spun? Nu. Asta mă bucur. Trebuie să-l găsiți și voi. Este 84? 84? Ai mulțit pe aici cu 6. Am e cel mai mic. Asta e șmecheria ei. Dacă îi pun, el îi mulțește cu toate. Dacă îi pun 5 numere, îi mulțește cu toate. V-ați înțeles ce face? 42. 42, da? Dar cum le găsim 42? Am făcut 84, am văzut la 2. Păi da, te-ai prins pe o poantă. Că dacă
Ăla trebuie să fie submultiplu. Păi da, 2 ori la 3. Da. Am făcut jumătate lui 84. Da, măi. Adică da. Da, dar să știi că șmecheria este așa. 14 este egal cu 2 ori 7. Da? 14 e 2 ori 7. Da. 6 egal cu 2 ori 3. Da. Da. Și acum, cel mai mic a, 2 ori 2 multiplu comun, cel mai mic multiplu comun este, ne uităm la cei care sunt comuni. 2 plus 2, 4, 7 plus 30. Nu, care sunt comuni, dintre ăștia comuni, care îi găsim și colo și colo, luăm pe ăla care are și un exponent sus acolo, mai mare. Ce exponent? Adică, când zic 2 ori 2 ori 2, în loc să scriu 2 ori 2 ori 2 de 3 ori, da, okay. Se scrie 2 la 3-a. Da. A, dar știu chestia asta, dar eu nu văd niciun exponent. Aici nu vedem, că am 2-a 1. Și atunci e luăm pe oricare, o singură dată. E luăm pe 14. Pe 2 e luăm. Și pe urmă ne uităm și la cei care nu sunt comuni. 7 nu mai este. Îl luăm. Nici 3 nu e. Nici 3. Și atunci e luăm și pe ăla. Deci luăm dintre cei comuni pe ăla cu exponentul mai mare și luăm și necomunii. Comuni și necomuni. Adică noi luăm pe ambii de 2. Nu ne luăm pe 2 de 2 ori. Da. O singură dată, pe el cu exponentul mai mare. Da? De data asta n-am avut de ales. Și atunci vine 2 ori 7, 14. Aha. Sau invers, 2 ori 3, 6. 6 ori 7, 42. Da, wow, ce magie. Vedeți, vedeți? Deci mi-a ieșit? Da, 42. Am făcut 14 ori 6 și mi-a dat 84. 84 îmi bățit la 2, 42. Da, așa. Eu vreau să spun da. 42. Ce făcuse mi-a spus 42? 42. Acum, da, da. Deci numitorul comun este 42. Deci am făcut odată 2 ori 14 și nu mi-a dat. Și apoi am făcut, vreau să fac 3. 3 ori 14, da. Da, da, era deșteaptă chestia asta, 3 ori 14. Că 2 ori 14 nu ți-am dat pentru că 2 era deja băgat aici, în 14. Da? Și 3 nu era băgat. Da. Și de ce i-a zis 3 ori 14 și fac 42? Vezi? Mai da. Da? Bun. Te apropiai și tu. 14 mi-am bățit la 2, 7, 6 mi-am bățit la 2, 3. Deci... 7 ori 6, 42. 7 ori 6, 42 și acum, aici amplificăm cu cât? Cu 3. Oare? Da, că 42 împărțit la 14 de 3 ori. Uite, 4, da, 14 este 2 ori 7. 2 ori 7 pun mâna pe el, 2 ori 7 și cât a rămas? 3. Da. Amplific cu 3. La 6. 6 cu cine este egal? 6. 2 ori 3. Cu 7. Și amplific pe 2 și pe 3. Amplific, acopăr pe 2 și 3 și cu 7 amplific aici. Nu, cu 6. 7, meciul nostru. Am pregătit o problemă. Da. Și egal mai departe. Hai să vedem. Egal acum cu... Cu de toate. Cu de toate. Egal cu cine? Ia să vedem. 42 aici, nu tot da. Comun. Acolo ne dă 39. Cum 39? Dar nu-i 42. Păi cum nu-i 42? 69. Deci 3 ori 3, 9. 9 și 3 ori 3, 69, așa, da. 2 ori 3, 7 ori 3, 20, minus, da? Da. Minus 21. 7 ori 2, 14. Nu se poate greși. Ah, ce mai ai făcut aici? Că nu poți face scăderea aceea. Și am eu o problemă. Hai, lasă-ți, o ducem pe asta până la capăt. Că el mi-a băgat în încurcătură. Oh, că ați învățat dumneavoastră cum se face în 69. Da, 7 ori 3, 21, 7 ori 2, 14 și cu 2, 16, nu? A, da. 7 ori 3, 21, 1 și 2. Ține minte. Cu minus. 7 ori 2, 14 și cu 2, 16. Și așa, cum ori 2 ori 1. Și acum, fiindcă cu minus. E mai mare ăsta... Ne-ați învățat dumneavoastră cum se face. Sigur că da. Cu minus. Eu fac 161 minus 69. Deci 161 minus 69, invers. Da. Din mai mare pe ăsta mai mic și pune minusul, nu? Da. Așa. Și 9 din 11, 2. 6 din 15, 9. Deci, minus 92 supra 42. Wow, minus 92, pentru că a fost mai puternic ăsta cu minus, da? Minus 92 supra 42. Înmulțit cu 2 pe 1. Da. Și 92 supra 42 e
22, poți să fac eu? Nu, mai întâi fracția asta o mai putem simplifica prin 2, că și sus și jos se poate împărți. Dar de ce să o simplificăm? De ce? Pentru că mie nu-mi plac numerele mari. Domnie, mie, da! Ce îmi faci tu aici? Deci, tu ești în contradicție cu mine, da? Bine. Mie nu-mi plac și eu te găsesc cu tavă, cu creta în mână și îmi fac eu ce vreau. Ne tăcuresc. Ba, da, nu, ne te pot să spun. Dar ne dă bine. Deci, 2 în 9 merge de 4 ori. 42 ne dă. Nu e de 4. Ba da, 46. Păi, dar au rămas cu 1 și cu 2, 12. 2 în 12, 6. Știam. 46 supra 21. Da. 20, că 4 împărțit la 2, 2. 2 în la 2, 1, 21. Să ne dă același rezultat, nu? Sigur că da. Deci nu se modifică rezultatul dacă simplificăm. Că fracția asta e echivalentă cu asta, nu? Ai văzut? Da. Am arătat acolo serie de fracții echivalente. Da. Înmulți cu 2 pe 1. Și acum, dacă nu se mai poate asta simplifica, îmi pare rău. Se mai poate. Nu se mai poate. Zeu. Ia să vedem, prin 2 mai merge? Nu. Da, ba da. Ai cum, mă? Nu ușor să parte la 2? Da. Nu pot să fac. Simplifică cu 0, dar simplifică cu 0. Mai nu ieri, tu. Tu spui și de aici, mă. Numerele mari. Pot să fac. Mai bine, tu îmi strici lecția. Dar știu că se poate, mă, știi că îi strici lecția. Ea cred, dar nu mă rătuze. Uitați! Nu, 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 lasă să vezi, să vadă toată lumea cum e, cum mă eme, îți bate joc din profanul ăla. Și cu oamenii, la biserică, în țărușul meu. Păi, păi, nu? Păi, tu ușa îți bate la 2? Da. Da, 21 părți la 2, da. Mi-e dă să ține restul. Mă, dar fără rest. A, da, uitați că ne dă și fără rest. Gata. Cum îți dă fără rest? Cum mai pui tu? Da. Da, 2. Nimic, 1. 10. 10, da. Vedeți că se poate? Așa, dar stai. Nu-i curiesc, tu dacă nu-i curiesc. Doar că pe asta îl mâncăm și îi dăm de fără. Sau mai era o metodă. Ia să vedem. Haide, mi trage de timp. Hai, ia să-mi explicați aici. Gata? Nu, nu, nu. Gata, copii, gata, ne-am distrat. Acum să vedem, continuăm. Cum mulțim astea două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Așa, 6 ori 2, 12, 2 ori 4, 8 și 1, 9. De unde am plecat, am ajuns. Dacă am simplificat, acolo, supra 21. 42. Și este ăsta răspunsul, minus 92 supra 21, este răspunsul. Și acum am și eu una. Imediat. O pot scrie eu? Da. 1 plus 1, 2. Da. Și aici o scrie. Gata. Ștergem tabla și tu acolo unii uscat. Trebuie să scrii, Noemi. Da. Hai. Așa, deci. Deci. Fără deci. Ce mic scrie. Eu. 9 pe 100. Înmulți cu 5 pe... 5 pe 95. Da. Plus... Știu cât face. 14 pe 5. 14 pe 5. Minus 29 supra 99. Așa. Închid fără de, da? Da. Da. Minus. Aha. Paranteză pătrată. Uh-huh. O, dar n-ai cum. Sigur, dar n-ai cum. Ai cum? Da. Păi, dar paranteză la răsună să fie nicio pătrată. 55. Nu, dar ea are rotundă în interior. Are alt poveste. Dar speriu și cu albă. Dar dacă nu știu ce. Posibil. Mai paranteză rotundă. Mă, păi, rog. Așa. 107. Da. Supra 107, nu știu ce să mai scriu de dedesubt și am scris 107. Așa. 8, 5, pe
Așa, 15. Și din paranteză mai avem o leacă. Da. Egal. Un pic, dar paranteza rotundă, dreaptă. Pune. Și paranteză pătrată. Și acolo duci. Așa. Dar să știi că acum, hai să-ți explic. Aici. Da. Nu mai avea rostul nici paranteza rotundă, nici pătrată. Ei, am cum să pun. Ca să ne sperii pe noi. Da. Dar să ne impresionez, mai bine spus. De ce nu avea? Că mulțirea n-are importanță, nu trebuie să, da, facem, să le asociem așa. Da. Nu influențează răspunsul. Deci nu-i bun. Deci bine, lăsăm așa. Am fost să spun, da, să deci, așa. Le lăsăm așa și să vedem în ce măsură e găsițul acesta. Și puneți mai accentuat punctul ăla la 55 supra. Aici e mulțumesc, da, da? Așa, așa. Și aici e minus, parcă ai spus, da? Acolo... Profu, poți să vorbesc eu? Stați puțin să mă uit. Da. Stați mai puțin. Da, e minus. Bine. Rici, te rog să mă conduci. Ok. Putem face 9 pe 100? Vă face eu? Ori 5 pe 100? Tu ne-ai propus, noi muncim acum. Ok. Deci dacă putem deci face... 9 pe 100, n-ai ce face. Mai poți simplifica, da, fracția asta? Da. Nu, nu putem. Ne dă cu gest. Nu, nu se poate. A simplifica înseamnă să împarți, mai noi, înseamnă să împarți exact, mă. Lăsă-ți un pas și profund, că se distrează și... Așa, am înțeles. Deci, vine... 9 pe 100. Vine... Așa. Dar ce, dar putem să facem, profund? Nu. 9 pe 100, n-ai ce faci. Într-o parte, 9... Da, 5 pe 95. Ți-ți place 5 pe 95? Da, mie da. Ușor. Nu. Mie nu. Mie da. Mie place. Păi pentru că fracția asta se mai poate simplifica prin 5. Păi da, eu să zic prin 2. Da, într-adevăr. Păi da, mie nu-mi plac numerele mari. Bine, ok. Numai nu e, nu e mi-i plac numerele mari. Ia să rămân așa. 5 împărțit 5 vine 1. Deci 5 împărțit la 5 face 1. Și 95 împărțit la 5 mere odată. 5 în 9 odată. Rămâne un 4. 5 în 45 de 9 ori. Da. Hai să mă lucrăm, Ștefei. Da? Asta este exercițiul propus de ea. Hai să scriu, să scriu. De mine scriu. Da? Noiemi. Scrie de exercițiul Noiemi. Noiemi. Profu, cum mă cheamă? Nu știu. Așa. 9 pe 100 ori 1 pe 19 plus. Facem acum deci 9 pe 100 plus 1 pe 9. Păi da, 9 face 9. O să facem, dar am simplificat fracția asta, nu e mi-l acoperi, da? Da. Deci am simplificat, că mie nu-mi plac numele mari, ți-ți plac. Mie, da, paranteză rotundă. Da. Să găsim comutativ. Aici e 14 cu 5, nu mai simplifică, nu? Rămâne așa, ireductibilă. Amplificăm. Și 29 pe 99, nici asta nu mai simplifică. Trebuie să amplificăm, știu eu, când e de 5 ori 99. Ai dreptate data asta. Da, vedeți. Da, că altă variantă nu-i. Da, vezi. Exact, 5 ori, nu trebuie luat amândoi. Eu după ce făceam asta, se zice că ne dă 100. Bine, nu ne dă 100, să găseam. După împărțeam la 2. La 2 sau la 3, depinde ca să găsești, da. 5 ori 9, 45, 5 și 4. Așa. 5 ori 9, 45 și cu 4, 49. 495. Noemi, cât face 495 împărțit la 5? 495 împărțit la 5? Te răspund imediat. Păi, infinit. Păi, 49 în 5 mai... Cine spune de la cât face? Ai deodată? Da. Deodată? Nu, nu. 49. Păi nu e așa? Da, da. Așa. Nu am mulțit pe 99 cu 5, cu 5 de la 49, știți? Cică, da, nu putea da. Ți-a plăcut, nu? Ți-a plăcut când a zis că știu de dată. Bun. Deci aici am aplicat cu 99. Din face, cu cât am aplicat, cu cât face? Cu 5, e stat, v-am spus. Sigur că da, cu 5. Dar el s-a mulțit, a fost. Da, da, chestii serioase. Așa. Ei, cât face 107 împărțit la 107? Știu eu, 101. Și mai pot să-mi spui unul deodată. Și de cine ai pus înmulțirea asta aici? Păi, nu e acolo pusă.
Ca să vezi dacă știm cât face 107 în părtul 107. De rutantă ești. Da. Deci egal cu... Bă, ce vă zău, bă, ce mă fac probleme grele. Foarte grele. 495 pun numitorul comun și 99 ori 14 cât fac acum. Poți fac la tablă. Știu eu. Dacă tot o, eu vorbesc. Face la tablă, vă rog. Ia, fă tot problema. Da. Eu fac picantă. Da, pe cealaltă o faci. Pune-o, fă-o picantă. Pe cealaltă. 99 ori, hai mulțim repede. Ori 14? Ori 14, da. Gata? Începe. Da, păi începe. Începe odată, ce să te gândești la casă, toată. Gata, tată, avem. Avem 9, 3, 6. 36 cu 3, 39. 39. Așa. 1, 9, 9, 9. Vine serioasă. 18, 18, 3, 8, 9, 12 cu 13. Așa. Deci, Steffi, dacă nu, o cred că o greșit, să o verificăm noi. Eu nu. Vezi că e greșit. 4, 9, 3, 6, 6 și 3. Pe 3 o să l-au făcut mic ca să nu-l vedeam. Gata. 4, 9, 3, 6 și noi l-am văzut. 3, 6 cu 3, 39. Da. 39. 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6. 90 cu 9, 18, 1 ține minte, 1 același cu 9, 10 și cu 3, 13, da, n-a greșit. Da, perfect. Da. Deci, să zicem și noi, 1386, 1386, minus 5 ori 9, 45. Hei, de-aia trebuie să spun, 145. 145. Hei, de-aia trebuie să minus, minus. Minus 55. Aaa, a, cine face 55 ori 1? Simplu. 55 supra 9. Supra 9. Și vine 55 supra 9. Ori 15 pe 10. Ori 15 pe 10. Dar 15 pe 10 nu-mi place 15 pe 10. Mie da, mie da. Eu vreau să-l simplific cu 2. Prin 2? Nu, prin 2, prin 5. Îl amplificăm cu 2. Cu 5. Prin 5 și face 1 supra 2. Că 5 în 5 odată, 10 de 2 ori. Și ce se întâmplă dacă scriam 1 supra 2? Dacă am zis, mulțim cu 1 pe 2, e corect așa. Dacă spuneai de la început 1 pe 2... Îmi amplificat? Da, nu! Că nu-mi plac numele mari. Mie da. Tu așa să lucrezi. Deci egal mai departe. Nor 1, 9. Și cât faci 19 ori 100? 1.900.000. 1.900.000. Dar mai 2 zerori pune, nu ne luăm păcii. Mai 2 se face. Plus. Scădem din 1386 pe 145. Ștefi, te rog, 5 din 6. 1. Da, 1. 4 din 8. 4. Da. Și 1 din 3, 2, 1. 1241 supra 495 minus... Minus? Dar ce acolo? 55 supra 9. Asta e 9. A, nu zic că aici este ori. Da, mulțit. Așa. Deci, 55 ori 1, 55, supra 9 ori 2, 18. 55 supra 9, 18. Supra 18. Ei, și acum, lasă vă văd. Cum a fost voi numărul? Cel mai mic număr care se împarte exact. Aveți 1900, 495 și 18. Aha. Vezi tu mirea că sunt ghiți acum. Știu eu cum. 1900 ori 495. Ia uite, fii atent ce faci.
chiar ține să bate joc, să bate joc de noi, până la capăt. Dacă erau 5 fracții, 5 așa, îi mulțeam pe toate de acolo. Până la sfârșitul zilei terminau de mulțit. Și până vedeam cât de dea acolo, numai kilometri. Yes. Păi, yes. Păi, dar asta e tehnica ta, bă, dar noi nu vrem. Auzi, uitați, ia-mi copii, hai să fim atenți. Nu ne luăm după trăznăie care spune Noem aici, că ea are un gând. Așa, 19 este, 1900 este egal cu 19 ori 100. E bine? Da. Și egal mai departe cu 19 înmulțit cu 10 ori 10. Da. 10 ori 10, că fac 100. Și egal cu 19. Pofu, eu pot să încerc pe gâga. Tu, da. Fă părerea ta. Să vezi tu când te pregăști. Ba nu, pentru că nu-i mi-e dat. Într-o secundă. Hai să vedem. 19. 10 ăsta e 2 ori 5. Deci 2 ori 5. Și iar 2 ori 5. De unde e 2 ori 5 a doua oară? De la 10 de celălalt. Da? Da. Și egal mai departe cu 19. Înmulțim. 2 la a doua, da. Că 2 se repetă de 2 ori. Da. Și 5 la a doua. De-aia zice 2 la a doua, ori 5 la a doua. Da, deci iată, dragilor, că pe 1900 l-am descompus. 1900 este descompus ca fiind 19 ori 2 la a doua, ori 5 la a doua. Deci 19 este 2 la 19. Deci 1900 câte rămâne? E 46. 46. Oprește-l. Eu că am început publicitate.